Iubită Biserica Domnului Bethlehem Watford, permiteți-mi să vă salut cu frumosul și adevăratul salut Hristos a înviat. Aș vrea să vă aduc un gând actual în aceste vremuri și aș vrea să citesc un verset din Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi, Amin. Trăim vremurile acestea destul de deosebite pentru unii. Și cred că pentru noi bărbații e mai greu în aceste vremuri, pentru că noi, nu așa, eram mai mult pe afară. Pentru soțiile noastre nu s-au schimbat prea multe lucruri, diferența este că acum casa e plină mai tot timpul. Pe când, pe vremurile când eram mai liberi, copiii erau la școală, am stat și am meditat la câteva lucruri care spun oamenii specialiștii că s-ar putea întâmpla în aceste vremuri de carantină, în aceste vremuri când noi stăm în case. S-ar putea să crească abuzul copiilor. Ba, undeva în presa din România citeam despre un articol că natalitatea ar putea crește în această perioadă. Sau noi, adulți și copii, am putea, afecta, am putea fi afectați emoțional sau psihic datorită faptului că nu ieșim și nu avem rutina noastră zilnică. Într-una dintre zile am fost la unul dintre magazine pentru cumpărături, și când am mers să plătesc pe acel. Aparat unde plătești cu cardul, era pusă o pungă de protecție, și după ce am plătit prin acea pungă de protecție, doamna de la acel magazin a luat punga și a schimbat-o cu una nouă. Și am întrebat, după fiecare client, faceți așa? Și doamna, foarte politicos, mi-a zis nu, undeva la aproximativ 15 minute pentru virusul acesta mortal care se transmite, schimbăm punga aceasta undeva la 15 minute. Automat gândul mi-a sărit la versetul acesta, că nu-i așa, dragi frați și surori, vedeți, lumea din afară, oamenii, își iau unele prevenții, își iau unele măsuri de protecție, atâta de stricte, atât de, de, high level, când vine vorba de viață. Oare noi ca și copia al lui Dumnezeu, dragi frați și surori, oare cum ar trebui să iertăm? Știți de ce vă întreb? Astăzi suntem mai mult ca niciodată unul alături de celălalt. Se prea întâmplă să fim obișnuiți doar în concediile noastre, să fim atât de mult unul cu altul, dar nu în case. Ba mai mult, dacă stăm mai multe familii în case, din nou, îți convins că apar mult mai multe probleme ca de obicei. De aceea am venit cu acest gând. Îngăduiți-vă unul pe celălalt. Se prea poate ca noi, ca bărbați, să ne lăsăm câte un păpuc pe aici, pe acolo, câte o farfurie nespălată, câte un pahar cu cafea prin casă. Și fără să ne dăm seama, se poate ivi o ceartă, un scandal, o vorbă care să jignească. Și ne trezim că peste noi copiii lui Dumnezeu să apună soarele și să fim mânioși în vrajbă sau în ceartă. Ei bine, apostolul Pavel îi sfătuia pe cei din colose, îngăduiți-vă unii pe alții. Și mai mult decât atât, spune și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă. Cu alte cuvinte, dragi frate și soror, noi nu suntem perfecți. Noi avem poate atâtea pricine să fim supărați unul pe altul, dar totuși trebuie să ne iertăm. Ori eu asta am învățat când am văzut-o pe acea doamnă că schimbă punga aceea așa de des m-am dus cu gândul acest verset și mi-am zis, trebuie să iert mai mult, trebuie să iubesc mai mult, trebuie să îngădui mai mult și trebuie să fiu mai atent. Dragi frați și surori, spunea mama mea, nu de mult, Petrică, dacă aș vrea să mă cert cu tatăl tău, aș putea face cel puțin o dată la 10 minute dar e o chestiune de a alege, spunea mama mea. Și dacă nu greșesc, părinții mei, astăzi, uh, uh, anul acesta, iertați-mă, uh, uh, împlinesc 40 de ani de căsătorie. Ce alegem noi când stăm în casă, când trecem atâta de des unul pe lângă celălalt, când povestim mult mai mult ca de obicei, când relaționăm mult mai mult ca de obicei, când poate diavolul încearcă și mai mult să ne ispitească, și mai mult să pună vrajbă între noi. Suntem în stare, dragi frați, să ne îngăduim, să plecăm capul, să avem o atitudine de smerenie, să putem spune poate și copiilor noștri, iartă-mă. Dar aș și surori, știți ce e frumos în versetul acesta? Că e foarte direct. Expresia aceasta, unul pe altul, mă face să înțeleg că e clar vorba de eu și soția mea, soția mea și eu. Dar știți ce e frumos în acest verset? Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și am înțeles din această propoziție că în momentul în care nu iert, nu mă seamăn cu Hristos. Pentru că atunci firea are câștig de cauză. Dar în momentul în care eu, ca și copila lui Dumnezeu, mă smeresc, împun fire acolo sus pe cruce asemenea lui Isus Hristos odinioară și zic, dragă, iartă-mă. Cred că atunci mă seamăn cu Isus Hristos. Dragi și surori, acesta este gândul meu pentru dumneavoastră. În aceste vremuri în care suntem mult mai mult unul cu celălalt, haideți să facem din casele noastre, din căminile noastre, un locaș al bucuriei, un locaș al dragostei. Pentru că versetul 14, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșirii. Și cred că dacă nu ai dragoste, nu poți fi ca Hristos. Și cred că dacă nu ai dragoste, nu poți să ieri special de lângă tine. Dar în momentul în care te îmbraci plin de dragoste, te vei asemăna mai mult cu Hristos. Dragi frate și surori, știți ce e ciudat? Este că această expresie, acest cuvânt, iertați-vă sau iertați, nu-l găsim niciunde în Noul Testament. În Vechiul Testament, iertați-mă. Acest cuvânt, iertați, apare doar în Noul Testament. Și mai mult, cuvântul acesta apare de vreo cinci ori în Evanghelii. Dar în aceste cinci locuri, acest cuvânt, iertați, apar în versete în care Domnul Iisus pune și o condiție. Și cu toții știm această condiție. Cât iertați, atâta vi se va ierta. Așa și surori, haideți să ne asemănăm în aceste vremuri cu Isus Hristos. Haideți să fim cu ochii Duhului deschiși și să fim cu băgare de seamă la felul nostru de trăire. Să ne zmerim mai mult, să ne îngăduim mai mult, să iertăm mai mult, să ne dorim, știți, întrucât târnă de noi, să trăim în pace cu oricine și aici am putea vorbi atâtea și atâtea lucruri. Dar întrucât târnă de noi, haideți să trăim și în pace unii cu alții, și în dragoste unii față de alții, și având noi versetul acesta a, 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 al îngăduinței, al dorinței de a ne ierta și dacă trebuie faceți-o și la 15 minute. De dragul lui Hristos, de dragul păcii, de dragul unității, de dragul dragostei care o porți față de cel de lângă tine. Fiți binecuvântați de Domnul, Domnul să vă dea putere, Domnul să-mi dea putere, să fiu un exemplu și o mărturie și bunul Dumnezeu să fie cu noi, cu toți. Amin.